Există oameni care, tăcând, lasă să se scufunde o lume, spune Gabriel Diiceanu la începutul discuției cu Mircea Ivănescu. Lumea inventatorului lui Mopete nu a dispărut datorită sârguinței lui Gabriel Diiceanu. Dialogul pe care acesta l-a purtat cu Mircea Ivănescu a avut loc în lunile aprilie și mai 2011, după ce în 26 martie poetul tocmai împlinise 80 de ani. Au fost 5 întâlniri. A fost grea apropierea de Mircea Ivănescu, nu erați prieten. Nu ne cunoșteam decât superficial, aproape deloc. Lucru minunat care s-a întâmplat la capătul celor 10 ore de discuție cu el este că doi oameni care aveau aspecte ca două continente diferite, era Mircea Ivănescu și cu mine, veneam pe continente culturale diferite, eu cred că în spatele acestei discrepanțe dintre noi, ceea ce s-a petrecut în cartea asta pe care o iubesc, este că, în fond, la urma urmelor, ne-am descoperit unul pe altul și ne-am descoperit identitatea. În 21 iulie 2011, la puțin timp după acest dialog cu Gabriel Diiceanu, Mircea Ivănescu se stingea. E un text confesiune, realmente, in articulo mortis, mesajul pe care un om înainte de moarte îl trimite oamenilor și zeilor, iar în privința cărții pe care a realizat-o Gabriel Diiceanu, este însuita declarațiilor de iubire cu care el ne-a obișnuit, un om care știe să admire, un om care identifică valoarea și pe care reușește să o pună în lumină cu o dăruire care este rară în lumea de astăzi. Necunoscut probabil marelui public, prețuit și venerat de poeții din generațiile mai noi sau mai vechi, Mircea Ivănescu își dezvăluie în această carte testament dimensiunea secretă. Este o venerație de nișă. Deci în timp ce Nichita Stănescu și Marin Sorescu și Cezar Baltag erau poeți de rampă socială, nu erau poeți care erau dezbătuți în casele unor tineri poeți într-un conclav. Erau poeți care făceau scena, nu? Pe când Mircea Ivănescu, venind pe linia unei poezii care nu era cunoscută la noi, poezia anglosaxonă, poezia americană în special, pe care el a introdus-o prin traducerile lui în literatura noastră, criticii literari nu puteau să discearnă codurile culturale. După portretul lui Noica, pe care l-a făcut în Jurnalul de la Păltiniș, avem un al doilea superb portret de mare cărturar român, aflat la antipozi în raportul opțiunii filozofice. Este o mare realizare. Măștile lui M.I., Gabriel Diiceanu, în dialog cu Mircea Ivănescu, este, cum spune Denisa Comănescu, o carte inclasabilă care s-a contaminat de poezia lui Mircea Ivănescu și care vă așteaptă. Ridică ochii și fața ființei care ne stă în față ne este deodată dezvăluită și o facem să povestească, astfel încât în lumina orașului acesta vechi, pe care și-l aduce aminte ea peste mări, devine într-adevăr lumina lăuntrică, pe cum este întotdeauna de fapt cazul când vorbești despre o pisică. Erau ochii deșteptați înăuntru, acum măsurând întinderea timpului trecut atunci, într-o altă țară, pe un alt continent, și a arătat o clipă pe planul răsturnat care ne desparte tot timpul, timpul despărțindu-ne de ființa care ne stă în față, locul sufletesc, de acolo de la ea până la marginea mesii, atâta fiind dimensiunea pisicii. Și ființa pisicii în lumea aceasta schimbată, în care ea crea sunetele lumii de aici, întemeind acolo o lume. Bună dimineața, pisică, ai venit să stăm de vorbă și noi. Asemenea celei de aici, a pieței, cu arhitectura ca miniaturile, în care el trecea pe lângă biserica Sfântului Damiano și acolo icoana i-a murmurat, mergi și repară-mi casa. Și el, înspăimântat de grasul acela și târziu, înțelegând că era lumea însăși, cea pe care lumina icoanei o ținea în picioare. Și ea, acum povestind, vedea lumea așezându-se în piața de care ea își aduce aminte și unecându-și privirile peste fața posomorâtă, a plecat în fața ei. Fața asta întoarsă dinspre piață, ea vedea în povestea ei o pisică de peste mari. Și pisica de aici și până la marginea mesii. Pisica